cum să stai la 40 de ani să treci levelul de la joc? Băi, retardule! Nu există așa ceva! Nu există! Sunteți niște bolnavi, nu ai cum! Cum să stai, mă, cu căști, te retardule? Pur și simplu conectat pe o rețea de net să treci levelul de la joc? Bă, voi înțelegeți că să pleacă de la serviciu să ia concediu ca să se treacă levelul? Voi ați mai auzit așa ceva? Despre ce vreți voi, mă, să vorbiți? Ce să facă mare? E din vina lor, clar, nu există să stai. Nu există, n-ai cum să stai, n-ai cum. Stai o zi, două, ai văzut că el se joacă și a treia zi, pleacă. Pleci unde? Unde vezi cu ochii? Oriunde. Lași acolo, pleci, nu există. Nu ai cum. Este împotriva firii fătălăilor, împotriva firii. Și cu asta basta, nu există, nu că sunteți pur și simplu nu aveți de ce să faceți umbră pământului. Tu nu ai cum, ca dita mai omul și matahala să stai să te joci pe net. N-ai cum, nu există așa ceva. Ah, că bagi o FIFA cu 2-3 prieteni odată, la, whatever. Da, printre, da mă, ce nimeni. E mișto, ne mai jucăm un fotbal, mă rog, rar, adică odată la 6 luni am vrut să zic. Te joacă fotbal pe teren. Marș și rupe pingeaua pe teren, fă sport. Lasă FIFA. Odată la 6 luni, accidental, te-ai nimerit cu alți fătălăi, aia e, nu poți fi chiar bou, bou, bou. Trebuie să arăți că știi cu maneta aia, înțelegi că după aia ești bou între boi, aia și n-ai cum. Și nu fii tot boi și nici ca să nu fii bou, 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 din care te joci tu un pic acolo, înțelegi? Dar odată la 6 luni, în secunda în care este odată pe lună, trebuie să mergi la doctor. Imediat te adresezi, te duci la toți doctorii, neurolog, tot, că poate să întâmple ceva pe creier. Dacă ai un AVC, te duci repede și verifici. Dacă ai comoții, nu știi, că n-are cum. În momentul în care vrei să te joci pe calculator în fiecare zi, clar ai un AVC, e în desfășurare și o să mori. Adică ori mâine, ori e o chestie de zile. Te duci imediat să faci control la doctor, instantaneu. O iei pe aia, du-mă la doctor, am ceva, n-am cum, stau pe calculator, e ceva. N-ai cum. Nu mai merge nimic. N-ai cum, vezi că ai uitat? Ce sunt? Nu mai răspund. Băi, Georgel! Mic, blanc. Șlafăn. Ce au tăcut ăștia? Și au lăsat telefoanele. Ciorapii tot acolo, dar mă rog. Mă, nu mai râde, mă. Vreau să vă spun așa. Gândiți-vă, uite, eu vreau să fac... Eu închid cu mafioții și cu astea și te trecem că vreau să mai spun două, trei chestii la stilul ești tu și ne-am plictisit. S-au plictisit și ăștia, vă spun ce păcă să mă începe. Tu ai acești, mă adresez, am un exemplu viu, e în viu, știți, în viu, expresia e aici. Tu ai acești cipicei. Eu te întreb natural, adică eu vreau să aflu așa pentru că știi cum, pot să mă întâlnesc și eu cu situația asta în viață. Și tu ai cipicei. Bă, și vine aia, acum, ai întâlnit-o, bam. Și ajungem pe domiciliu, cum se spune, pe camera, se mai spune. Ajungem pe camera și trebuie să te dezbraci, ce faci? Știi ce vezi? Dau cu totul să nu rămân cu cipicei. Bă, gândiți-vă atât. Ți-ai dat Adidas și jos sau ce ai în picioare și ai rămas în cipicei. Nu mai există nimic după. Ce mai vrei după să-i ceri ei? Ce să-i ceri? Sunt în cipicei, ai totul. Alarmă, se stingă lumina în beznă. Bă, beznă, că n-ai cum. Tu ai rămas în cipicei. Tu îți dai seama cum arăți.